Bună, Gina! Hei! Ce mai faceți, măi? Bine! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Este cel de-al 6-lea sezon! Semifinală! Bravo, super! Bravo, super. Sunt puțin nostalgic, ce-i drept, dar totodată încerc să îmi stăpânesc emoțiile și să fiu obiectiv. Aveți emoții? Mari. Da? Da, mari, da. Ca și cum... Da. Parcă noi suntem acolo acum. Da? Serios. Da. Știu deja de cum este pe partea cealaltă, stres, nervi, și pentru noi e stresant, pentru că nu vrem să greșim. O să vă rog să fiți corecți. Trebuie să ajungă cei mai buni în finală. O să avem grijă de asta. Da. Noi, da. Ia-o pasta. Foștii noștri concurenți, ceva nu este în regulă. Vorbesc foarte serios. Ceilalți de data trecută au hateri. Și alas dinainte, și alas dinainte la fel. De foștii concurenți tot timpul ne-a fost frică. Doamne, Dumnezeule, deci ăștia sunt cei mai critici oameni de pe planetă. De fiecare dată, fostul concurent uită prin ce a trecut sau este atât de pretențios încât votează foarte ciudat. Inchiziția, a venit inchiziția. Dar uite, sunt câte trei, câte trei. Proba de astăzi s-a numit spume. Mamă. Mega, mega greu. Dar spuma este foarte dificil de executat pentru că trebuie să folosești concentrația și să aibă gustul ăla de care și temperatura. Și temperatura. Haideți, copii, puneți spuma. Haideți, fraților, mai repede. Mi-e rușine. M-am uitat la alte farfurii, serios, s-o ridica nivelul, să vede profesionalitatea. N-am nici cea mai mică emoție în comparație cu ce am văzut la alții în farfurii. No f***ing way. Eu sunt mulțumit cu preparatul pe care l-am făcut, știi? Mi-este teamă de farfuria pe care am făcut-o și cu siguranță notele vor fi pe măsură. Adică am curaj să recunosc că am făcut o farfurie. A plecat banda! Bine, banda! Ce tare! Hermosa! Ce tare! Da, semifinala e greuț. E greuț pentru că toți au șansa lor. Vreau să văd niște farfurii care să-mi stingă lumina, să-mi spună îmi merit locul în semifinale și uite o super farfurie. Sper din tot sufletul să ne bazăm cât mai puțin pe noroc. Asta le-am spus celor patru concurenți ai mei. Prima și prima dată trebuie să respecte tema și farfuria. Dar prima dată e tema. Păi și spumă unde? De toate, hai să spun ceva. E singura spumă. Începe să le curgă sânge din nas, imediat. O să începem cu prima farfurie din partea dreapta voastră, da? Stânga mea. A doua. E desert. Asta îmi place. Nu am vrut să zic cu nimic. Tocmai de asta n-am făcut ce a făcut 80% din persoane. Doamne, ajută să trec mai departe. Să vedem dacă rice pudding-ul meu mă duce mai departe. Hai, bă, orez, bă. Orez cu lapte? Orez cu lapte, bă. Parcă vă pe cruda făcând doresc cu lapte și pus ceva deasupra, nu știu, un iaurțel, o spumă cu niște smeuri. Spuma trebuie să o verificăm. De pe căpșună, e faină. Dar spuma nu l-a ajutat cu nimic. Am simțit niște arome proeminente acolo, scorțișoara, iar spuma de fructe de pădure pur și simplu devenea inexistentă. Mamă, cât de frumoasă e spuma asta, jur. Spuma? Dar și combinația de gust cum e? E perfectă. Orezul ăla cu lapte. Uite, îmi dau lacrimi. Bă, pe cuvântul meu de onoare, aproape că mi-a adus aminte de copilărie. Orez cu lapte. Dacă e bun, e bun. Că e orez cu lapte. Farfurie corectă, gustoasă. În acudu? Da, și eu am zis la fel. E posibil? Da. Trecem la a doua farfurie. La gust era bun, că eu am gustat și crema, am gustat și asta era bună, dar bă, acum începe să fie nivelul înalt și trebuie să fie și bun, și aspectos, și plating. Opa, ce e aici? Spumă de cartofi. Spumă de cartofi. Dar nu e cartofi, zici că e țelină. Are niște gusturi foarte alambicate, așa. Spuma iute? Te lovește așa un pinch de iute. Mie mi-a plăcut. Dar ciudățică spuma asta iute așa. Băi, era foarte picantă. Da, o să le placă. Crezi? Da. Băi, ce picant e. Ce e picant așa tare? Spuma. Doamne, maica, doamne. Mamă, ți-a gura foc. Ce ziceai de scorțișoară? Spuma, foarte bună. Însă crevetele... Și trecem la cea de-a treia farfurie. Arată bine, vizual e super frumos. Am în farfurie un mușchiuleț de vită și o spumă de conopidă cu ulei de trufe.
sper din tot sufletul că mă va duce în următoarea semifinală. Asta e Balaș. Asta e Balaș, Balaș cu conopidă, cartofi, același cartof, același morcov. La revedere. Asta e Balaș. Modelul ăsta de cartof tăiat pe care l-a avut Balaș în fiecare duel. A mers la sigur? Cartoful n-are gust. Aia ar fi ultima problemă, cartoful fără gust. N-aveai ce să faci, farfurie era perfectă. Gustoasă, farfuria bună, arată bine. Ce să mai, bună, tare. Nu zic că nu e farfurie bună. Ar să vezi 45 aici. Da. De câteva sezoane încoace am început să vedem și noi câteva note din notele concurenților și fiecare dată ne-am cam enervat. Nici cartoful n-are sare. Cum e perfectă. Poți vota, Medeo? E bucătar, se vede că știe meserie, putea să împingă mult mai tare pentru semifinală. Din cauza aia a fost de punta, nu pentru că nu a gătit bine sau că nu a avut spumă. Marlena? Farfurie foarte bună, a balansat toate gusturile, farfuria asta e la superlativ, adică... Sunt foarte de acord cu ea. Așa da, chiar votează mai ca oameni așa, mai, sunt mai umani. Trecem la următoarea farfurie. Am făcut un somon mai japonez, cu sos teriyaki, cu soia dulce. Sunt mulțumit de sos, sunt mulțumit de somon. Nu sunt mulțumit de spuma respectivă. Ce și spuma unde? Asta o fi spuma? Habar nu avem spuma. Nu știu, a pus, a stat mult farfuria până a venit la noi. Dar nu cred eu că Silviu nu i-a pus spuma. Silviu? Da, miso el a făcut. Somon cu sos miso, niște glass noodles prăjit. Clar, Silviu, prepara foarte bun, foarte gustos. Foarte gustos, dar la masa aia. Vede, gustos e gustos, e foarte mișto farfuria, dar n-are spumă. Băi, este Silviu, n-are cum să nu fi avut spumă. Undeva spuma a fost, s-a dus. Pentru că a stat mult farfuria până când a ajuns la noi. Spuma s-a topit între timp. Eu nu văd. Iată aici. E aici, spuma. Puțină spumă, nu prea e spumă. Păi nu e spumă, dar e... Dar era spumă de albuș. E albuș și s-a lăsat albușul. O farfurie nereușită, cred că s-a complicat prea mult concurent. Cred că bucătarul nu a avut inspirația necesară să aleagă un gust și să meargă 100% pe ceea ce vrea el să facă. Bă, dacă câștigătorul ți-a... Ce vrei, mă, de la mine? Ce-i cu mine? Bă, lăsați-o. Băi, știi de ce cred eu că s-a votat asta așa? De ce? Ți-o zic că și asta e părerea mea. Adevăr că ăștia au gătit mai bine că la... Sorine, da, doar că ți-l-a votat... Pe... Nu, știi de ce zic și eu că... Da, mă, orezul cu ăla a meritat 3, ai dreptate, ăsta merită 2. Ciobi. Gână! Du-te, bă! Du-te, bă! Nici nu mă mai uit la mizeria asta. Băi! A spui tu că ai farfurie de unul? Bă, bune? Sorine, e bună la gust, a luat mai puține decât aia cu creveții și de bun la cap. N-are păi dacă o fi avut spumă și s-o fi dus, nu știu. Păi asta spun. De ce te enervezi așa? Mi se pare foarte exagerată reacția lui Bonte. Băi, Florine, lasă-mă în pace. Pă bune, lasă-mă în pace. Că parcă ți era drag. Nu-ți mai e drag acum? Că nu înțeleg. Nu mai e bună mâncarea lui? Cu mare părere de rău spun, dar Silviu poate mult mai bine de atât. Poate că spumele nu sunt punctul lui forte. Da, e farfurie de unu. Okay. Nu e farfurie, farfurie de unu. Mă lași, mă, să zic ceva? Zi, Florin, ce vrei să zici. E o farfurie gustoasă, nu e de unu, dar nu te mai enerva așa. Bonte are dreptate, nu este o farfurie de votat cu unu sau cu doi, dar nici nu e o farfurie de patru sau de cinci. Trece la următoarea farfurie. Desert. Am patru gusturi în preparatul meu. Amărui de la ciocolată, o aromă de lapte de la musul din interior, o aromă de lime din bezea și spuma de cappuccino. Foarte bună și a fost și lucrată, a avut și elemente. Și a făcut și merenghiul. Da. Și merenghiul ăla nu-l face atât de ușor. Nu-l face ușor deloc. Bun. Și spuma a fost extraordinară. Are mult de ciocolată aici. Nu mai trebuie să fie sfărat, hai să ne continuăm. Asta e Maria, mă, toată ziua. Pentru că avea gustul tortului pe care l-au avut în proba de torturi. Era exact același gust. O farfurie foarte bună, foarte gustoasă, spume, gata, ce să mă... Da, mă, e foarte bună ea. Asta e farfuria Maria, îmi convins. Senzațional. Hai, trecă, bună, 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 ce să zici? Trece la următoarea farfurie. Vă rog, poftă bună. Wow. Sunt sigur pe mine, sunt sigur pe ce am pus în farfurie. Singura temă e doar de spumă, atâta. Dacă mi s-a lăsat până la jurați, asta e. Dar unde e spuma? Spuma. Unde a fost spuma? Spuma nu e spuma. S-o fluștiți ce vrei. Cam în aceeași situație a fost și farfuria de mai devreme cu somon. Aici a fost. Cum a fost spumă și pe aia, că sigur a fost spumă, că nu-i tâmpit să facă farfuria bună. Normal. Și să nu-i pună spuma, și asta a fost spumă.
Dar oricum arată bine. Gust de sparanghel prima oară. O să-ți gust tot. Este un balans foarte bun. A știut să compenseze săratul cu dulcele. Am încercat să le combin, să... Nu mi-a plăcut. Și asta ce e aici? Wakame. Wakame, alge marin. Wakamele ăla acolo a scăpat toată farfuria în gust. În rest? Per total, o farfurie corectă. Are spumă? Nu are spumă. Ok. Hai să vedem ce note dau ăștia. Chiar și e o farfurie gustoasă. Asta are spumă, exact cum a avut cealaltă. 4. Okay. Ce-au luat în considerare când dau notele? Au și gustul sau doar spuma? Că încerc să înțeleg. Uite, chelarul 2. Aceeași poveste. Au farfurit ca asta chelarul 2. Și ăsta la fel, Bogdan. Nu cred că o să dea 2. O să dea mai bine. 3. Nu. Aha. 2. N-ai. Uite-te. Și zici că sunt eu nebun și că sunt tembel și că sunt rău și că da. Nu pot să nu-i dau dreptate lui Sorin. Îi dau dreptate. Ciobi. Începutul Ciobi. 5. Băi, ce discrepanțe. Nu înțeleg, mă jur, nu înțeleg. Așa se întâmplă când nu prea știi despre mâncare. Trecem la următoarea farfurie. Mergea asta. Cotletul e foarte gustos, piureul e gustos, combinație foarte mișto cu ridică chinezească, marina și niște ridică chinezească cu mirin. Nu îmi place cum arată și sunt dezamăgit, din cauza asta am muncit. Sunt zici că stau pus sare, bă. Ba da, mă, ce părere că stau pus sare. Mamă, ce sărată e. Dar și e ăsta? E soia. Asta? Are soia mult în el. Foarte puțină carne, foarte mult sos. Carnea gătită bine, dar foarte puțin în farfurie. Nici plating, nici... No. Plating, dar are gust în farfurie. Nu pot să spui că n-a avut gust, dar... Am vrea să spun ceva? Trebuie să jurizăm spuma. Și dacă nu am să jurizez spuma, ce pot să jurizez? Celelalte elemente, nu? Zim și despre asta, pe bună. Care doar 3 elemente în farfurie? Primul moment când guști din această farfurie, se pare interesant gătit cotletul de miel. Băi, la 3 minute după, zici că am lins o felie de pâine mucegăită veche de 3 săptămâni. Nu-l cred pe Dumitrescu. Băi, are gust de mucegai. Bă, n-are cum. Bă, după vreo 2 minute, da, mă, gust de mucegai, dar de unde? Sosul, toată combinația, gustul, păi, tot, toată combinația. Săratul ăla de la soia. Asta este o farfurie slăbuță. Treci la următoarea farfurie. A, e parmezan gratin. Ia vezi, e spumă sau... Asta e de la tine, că e cu puișor. Da, ia vezi, la mine deci, ce, pui? Piept de pui marinat, piure de mazăre și spumă, o spumă de ou, ca să fie o spumă în farfurie, că asta era tema, spumă. Știi ce? E o spumă care s-a lăsat și să nu se lase mai mult, a pus parmezan peste. Foarte proastă inspirație, în primul rând, să pui o ceapă crudă. Ce poate fi în ceapă? Spumă de lapte. De ce? Spumă de lapte pentru care brânza deasupra. Ce, mă? Deci, la fel, 3 elemente în farfurie. Mai gust? Gustul se face de... Ți, Florine, să te văd acum, care doar 3 elemente în farfurie. Cum face? E bună, nu e bună? O fi de la tine? Ia gândește-te, ia vezi ce zici. Nu există spuma, pieptul de pui este gustos, piure de mazăre e bun. Acoperă mazărea tot. Bă, băiatule, mă. Ai dat gust în farfurie, mă. Da, mare gust. Pireul de mazăre e fantastic. Însă spuma și tot restul, absolut, na. Următoarea farfurie, dragii mei. Eu stau cu șnițele. Hai să vedem. Arată foarte bine, o clasific în top 3. Acum gustul contează, că platingul, până la urmă, poate să fie platingul dezastros, dar să fie un gust foarte bun, nu știu. Wasabi. Ăsta e wasabi, unul la tine. Ăsta e la micul al meu. Cred că e Valentin ăsta. Valentine. Dacă e Valentin și Valentine. Aceleași elemente. Da, e Valentin. 3 elemente la fel în farfurie. Pireu de cartof dulce n-are nicio legătură cu această farfurie. Spuma de wasabi interesantă. Băi, uite, wasabi ăsta nu mă deranjează. Asta e spumă de hrean. Spumă de wasabi, de fapt, nu de hrean. Deci sunt... Da, mă, nu e puternică, n-ai ce să... Du-te, mă, de ce l-am prins eu. Ia spuma deasupra. Auleu, ai dreptate. Eu ți-am zis? Wasabi a acoperit absolut orice și dacă iei și nu știi, iei flăcări. Destul de interesantă. Aveai wasabiul care îți dădea șocul necesar să zici, ok, mai trebuie să iau o gură. Următoarea farfurie și ultima... Este